presa croată scria că acest Pablo Ibáñez este considerat 1-0 pentru Dinamo Zagreb, o lovitură liberă bătută foarte bine de Pedro Morales. Contează, iată, un gol, execuție perfectă. Cătărușanu a văzut mingea când deja aceasta era în poartă. Execuție fantastică a lui Pedro Morales. Intră în prin sezon cu lotul decimat de accidentări. Marinescu acum, pentru Dică. Din prima, Marinescu pentru Bilașco. Ce gol! A marcat și Bilașco. Spectaculos. Și ce frumos a făcut-o. O nouă bijuterie reușită de steliști, însă toată faza a fost superbă. O combinație perfectă și o finalizare de clasă a lui Bilașco. 1-1 așadar, început de repriză secundă. Foarte bun pentru Steaua. Bilașco căuta de mult golul. Revedem acțiunea plecată de la Dică. 1-2-ul Marinescu-Bilașco funcționează perfect.